bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Barba, în stilul lui George Michael, un look impecabil și aura mondenă îl umbresc de multe ori pe Cătălin Botezatu, creatorul de frumusețe. Un spirit neliniștit și sensibil care susține că viața are tot timpul sens. Dragi prieteni, bună dimineața! După mine, când un reputat designer începe să creeze haine pentru copii, e un semn că s-a clasicizat, așa că m-am gândit. Cătălin Botezatu trebuie să vină neapărat la mic dejun și l-am invitat. Bună dimineața, bine ați venit! Și mulțumesc pentru invitație, dar văd că sunteți foarte documentată. Nimeni nu știe că am început să creez haine pentru copii. Ar trebui să vă temeți un pic de jurnaliștii adevărați. Eu spun, în viața de zi cu zi, oameni care contează și, în cazul de față, jurnaliști care contează. Ei, mulțumesc, eu iau drept un compliment. Nu este un compliment gratuit, este o realitate. Toți cei care ne înconjoară s-au uitat așa la dumneavoastră. Bună dimineața! Bine ați revenit la Cafe Verona. Bine v-am regăsit. Eu, ca de obicei, cappuccino... Okay. Nu croissant, azi nu. Ok. Sunteți la dietă, să da. Înțeleg. Da. Pentru dumneavoastră, ce să fie? E un cafe latte și o apă plată cu lămâie. Imediat. Mulțumim frumos. Colegii mei au decis în dimineața asta. Așadar, dimineața se poartă albastru, că-l vezi pe Cătălin Botezatu, zic ei, se poartă accesoriile și eu le-am zis, păi stați un pic, că nu v-ați uitat pe colecția asta recentă de la New York, pentru că eu aseară, înainte să ne întâlnim încoace, am vorbit cu ambasadorul Jinga și el mi-a spus, dragă, nu mă pricep, dar erau frumoase de tot, pe cuvântul meu. Și el foarte iubit, mi-a plăcut foarte mult și mi-a și trimis pe video o bucată de câteva minute cu petrecerea de după, cu toate cele 40 de manechine, un fast, dar eu tot am rămas îndrăgostită de o rochie pe care n-aș avea unde să o port niciodată. Care și nume? Nici nu... Aceea galben, nil, somtoasă, grea, cu... Da, 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 da. În primul rând, mă simt onorat de prezența domnului ambasador, pentru că a fost un adevărat regal pentru mine. Ambasadorul ONU, ambasadorul Statelor Unite, apoi membrii ICR-ului de la New York, foarte multe personalități și asta înseamnă că românii de acolo sunt interesați și nu în ultimul rând susțin acțiunile celor care sosesc pe tărâm american. Apoi Anastasia Soare a fost... Da, am văzut-o pe Regina Sprâncenelor, am văzut-o și pe Luminița Angel. Luminița de fapt, Angel? Pe lângă toată strălucirea hainelor pe care le-am admirat, mi-a mai plăcut ceva. Faptul că erau mulți români la oaltă și erau cu sinceritate și toți veniseră pentru Cătălin Botezatu și am zis, ei, se schimbă lumea este în bine. Pentru prima oară. Acum 2 ani la Waldorf Astoria, tot la New York, tot la Not Couture, a fost Angela Gheorghiu, Nadia Comăneci și din nou Anastasia Soare. De fapt, pe toate treile și îmbrac în ghilimele spus, le asigur ținutele. M-am bucurat că i-am făcut să se simtă mândri că sunt român. De altfel, domnul ambasador spunea... Așa mi-a spus, excelența pentru... sa. Da, excelența sa, ambasadorul nostru spunea, mă simt, pentru prima oară, când sunt în Statele Unite, mă simt mândru că sunt român. Ceea ce m-a luat așa cu fiori puțin, pentru că... Pe lângă faptul că trăiam acele minute extraordinare, să-ți spună niște oameni adevărați, cum spun eu, care contează astfel de lucruri, de cuvinte frumoase, înseamnă ceva. Eu știți când am simțit acest orgoliu și m-am umflat în pene? Cred că va fi fost prin 2005, când v-am văzut în Der Stern cu Băsescu și politicieni și economiști și tot răsfoind economie politică, plicticos și dintr-o dată, look, haine, strălucire. Am zis, da, uite, România recentă, asta e. Am putea să ne arătăm și altfel. Adevărul e că sunt primul român care a apărut în Der Stern, sunt primul român care a apărut în Deutsche Welle de 2 ori. O singură dată am fost la Amir Palace și acolo am auzit 2 nume. Botezatu și Nadia Comăneci.
2008 era într-o familie de musulmani suniți la televizor. Și într-o dată ce vedem? Parcă aș fi dat cu bagheta, așa. Văd colecția botezată în toată splendoarea și cei ai casei, că erau niște aristocrați, universitari, foarte, deci oricum lumea educată, au zis, uite, 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 așa vă îmbrăcați voi în România. Da, prezentarea de la Amir Palace a fost una extraordinară pentru că acolo a fost și Nadia Comăneci, acolo ea și-a lansat parfumul alături de manechinii mei și nu în ultimul rând acolo am făcut un show extraordinar pe celebrele scări și am folosit lifturile acelea din hotelul ăsta frumos, chiar și proprietarul hotelului, un om foarte bogat, așa cum spuneți dumneavoastră, a fost prezent și a fost impresionat. Am fost din nou mândru că am avut o astfel de șansă, pentru că sunt șanse să apari în Der Stern, să apari în Deutsche Welle reprezentând România ca o și imagine pozitivă. Și în alte, v-am văzut Moda de aproape 20 și ceva de ori. Nu e mult. Eu nu prea mă laud, e prima oară când cineva aduce aminte de aceste lucruri și le confirm. Acum puteți, pentru că dacă v-ați scoate o clipă ochelarii ca să ne putem privi direct în ochi, v-aș spune și secretul. Okay. Eu pur și simplu trebuie să câștig un pariu, pentru că toți ai mei au zis așa, nu ești suficient de frivolă să vorbești modă cu Cătălin Botezat. În serios, nu știi câte știu. Așa că trebuie să câștig pariu. Și o să o luăm cu... câștigat aproape. Câtă seducție obligatorie are moda? Multă, dar din păcate nu e la vedere în România. În România este marginalizată. În România se văd doar lucrurile vulgare, așa cum spus. Păi nu cumva marginalizăm tot ce nu înțelegem? Oare cât sunt cei care înțeleg cu adevărat, nu numai fashion-ul, lucrurile care țin de cultural, sunt foarte puțini. Pentru că oamenii deja sunt abrutizați, oamenii sunt chiar prin televiziune, nu neapărat aceasta la care suntem acum, dar în general, televiziunea promovează non-valori în ultima perioadă și păcat. Un alt mare păcat al societății noastre este, și am spus-o și o voi spune tot timpul, este acela că până când nu vom readuce acești oameni intelectuali în clasa de mijloc măcar sau către cea a oamenilor bogați, va fi un mare pericol pentru societatea românească. Trebuie făcut ceva în acest sens. Trebuie promovat aceste valori cu orice risc, chiar dacă pierdeți din rating. Ce vă ține limpede în calitate de designer? Limpede și optimist. Eu în fiecare dimineață mă trezesc și îmi spun, este o nouă zi, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să mai văd lumina zilei, după care îmi spun că în această nouă zi voi face numai lucruri pozitive. Apoi mă țin limpede, în primul rând, fanii. Dacă nu erau ei, dacă nu erau consumatorii de modă Cătălin Botezatu, eu nu existam. Cel mai iubit creator de modă al anului 2004 este cu 10.880.000 de voturi, adică 59% cel mai dorit celibatar din România, Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu, care de altfel a câștigat trofeul și în prima noastră ediție. Bună seara și felicitări, Cătălin! Melania îți mulează trofeul. Înseamnă foarte mult pentru mine acest trofeu. Înseamnă că oamenii mă apreciază pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce fac. Și lucru pentru care nu vreau decât să le mulțumesc în acest moment. Deci mulțumesc tuturor celor care m-au votat, mulțumesc televiziunii române și sunt foarte emoționat. Tot timpul sunt întrebat de unde te inspiri. Să știți că totdeauna țin cont de tendințe, deci trendurile sunt cele mai importante. Apoi, după ce am pus așa la punct tendințele înseamnă culori, croiuri și așa mai departe, muza poate porni de la vizualizarea unui film, de la o melodie pe care o ascult, de la o stare pe care o am. Și am să vă dau și niște exemple. În momentul în care eram foarte... sufletul meu era negru, suferam foarte tare, am creat Funeral. L-am văzut prima oară între nevestele de ambasador prin 2008, greșesc. Da, ceva. La summitul NATO. Da. Iar am fost mândră, vedeți câte motive. Dar toate motivele astea au stat într-un buzunar secret pentru că două m-au decis să vă chemați. Asta cu moda pentru copii, care mi se pare un semn extraordinar pentru Cătălin Botezatu, și încă una, nu o să credeți, care e al doilea motiv. Am fost de curând la o degustare de prăjituri. Și în primul rând i-am bulversat pe cofetarii ăia foarte serioși, pentru că m-au provocat zicându-mi că îmi vor face un dulce din toate ingredientele pe care le iubesc. Nu se mai termina lista. Dar când mi-au zis
că înaintea mea a fost și Cătălin Botezatu pe acolo și a gustat, am zis, e de al meu, a fost decisiv. Deci m-am gândit că putem discuta orice, un om care mănâncă prăjituri, fie și doar pentru reclamă. Vă surprind puțin, sunt o persoană foarte gurmandă. Săgetătorii sunt, cred că, cea mai gurmandă zodie, în general vorbi, și mănânc prăjituri cu cea mai mare plăcere, chiar dacă în urma celor 5 standuri montate acum în cord nu mai am voie, mănânc prăjituri cu orice risc. Are moda etape și momente? Are un încă și după? Are frici, amânări? Frică de ridicol, de pildă. Da, categoric. Întotdeauna mi-a fost frică de ridicol. Întotdeauna mi-a fost frică să nu calc greșit. Întotdeauna mi-a fost frică să nu dezamăgesc. Întotdeauna mi-am asumat, în ultima perioadă, făcând foarte multe prezentări peste hotare, mi-a fost frică să nu dezamăgesc publicul din România și, fiind un patriot prin excelență, să nu fac de râs țara. Am luat foarte multe premii internaționale, peste 100 de premii internaționale, și ori de câte ori am luat un astfel de premiu, deși îmi stâlceau numele, spuneau acel creator din România care a câștigat premiu. Pentru mine asta a contat foarte mult și contează foarte mult. Este frică apoi să nu fiu ridicol cu propria persoană, cu look-ul meu, cu imaginea mea, chiar dacă uneori ea este șifonată, pentru că așa se întâmplă în lumea asta a noastră. Încerc să, totuși, să îi țin la distanță pe oamenii care... Nimeni nu poate să facă o baie de mulțime rămânând curat pe haine. Asta e. Da, și uneori poate că o face, unii o fac intenționat din dorința de a avea un plus de imagine. Îmi este frică iar să rămân acolo la un anumit nivel, să nu evoluez. Îmi este frică să nu fiu surclasat, să vreau să fiu tot timpul pe primul loc. Și... Asta am observat. Frica mea a fost una singură, aceea că e atât de versatilă lumea lui Cătălin Botezatu, încât nu știam foarte bine de unde să o apuc, și de asta colecția recentă a copiilor m-a salvat enorm. Mi-a dat un hublou și după aia am început să mă descurc. Am încercat să fac o astfel de colecție cu ani în urmă. Am renunțat pentru că este, pentru cine nu știe, este foarte greu să lucrezi hăinuțe de copii. Da, mi se pare cel mai dificil. Este ca și cum ai face rochii de seară, dar mult mai greu pentru că sunt mult mai meticuloase. Ei, aici a fost foarte delicat pentru că eu am venit cu părinții la atelier și acolo le-am oferit materiale din care să-și aleagă, bineînțeles. Și au început, eu vreau culoarea aceea. Delicat. Că urma modelul și... Și au început controversele și contestările. Se vreau prințese și le-am spus, bine, hai să trecem la faza următoare. Moda de copii nu înseamnă numai rochițe tip prințesă. A evoluat puțin. Moda de copii înseamnă și hăinuțe care se apropie, eu știu, ca imagine de hainele adulților, ale mamei tale. A fost foarte greu să le conving, se uitau așa cu ochișorii mari și frumoși la mine. Cuc de copile... Dar l-am convins. O singură fetiță mi-a arătat câteva figuri de karate și mi-am luat. Dar ea sigur nu voia să fie prințesă. A vrut o ținută neagră. I-ați făcut-o? Cu aspect rock, sigur că da. Dar a fost foarte haioasă, bineînțeles, la fel de educată și niște limite. Am lucrat și cu copii de vedete. Da, majoritatea erau copii de vedete. Irinuca Columbeanu, da. Giulia Huidu și eu nu știu pe toți, am admirat, dar am uitat numele între timp. Nu contează, toți erau foarte frumoși. Au îmbinat acel aer al copilăriei, inocent, cu încercând să fie în același timp fashion, să atragă atenție fiecare printr-o expunere care mai de care mai spectaculoasă. Vreau să răsfoim împreună niște pagini care fie nu se cunosc, fie s-au uitat. Aud așa, că în 1986 sau poate 7, în Bucureștiul acelei epoci, Elena Ceaușescu a spus, băiatul ăsta are potențial, îmi place de el. E o legendă sau e adevărat? Nu este o legendă. Aș putea spune că datorită aveați 19 ani și erați manechin al casei de modă
probabil singura sau cea mai cunoscută. Eram, da, manechin, intrasem la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, CCPI, din cadrul fabricii APACA. Era singura instituție legală în ceea ce privește moda. Acolo se organizau prezentări de mod aproape săptămânal pentru delegațiile care veneau în România, respectiv pentru familia Ceaușescu, care venea săptămânal, așa cum spuneam, cu tot felul de președinți de state, cu doamne, soțiile aferente. Așadar, ați văzut-o pe Elena Ceaușescu de câteva ori de aproape? De 10 de ori. Mie mi se pare, cu ochii de acum, judecând însă în context, că se îmbrăca aproape bine. Părerea dumneavoastră care e? Eu cunosc tot mecanismul, pentru că toate hainele pe care le purta se produceau în Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, chiar în atelierele în care eu lucram și din care eu am furat meserie. Pot spune că dacă sunt ceea ce sunt, sunt datorită unor mari designer, creator, Simona Vlanga și Naya Ivanov, ultimul dintre ei, nemai fiind printre noi, din păcate, dar am furat meserie de la ei. Am stat în atelierele lor, chiar dacă ei mă înlăturau tot timpul, și am învățat ce înseamnă să croiești, am învățat ce înseamnă să faci o colecție, cum să organizezi cap-coadă, să o pui în scenă. Iar revenind la hainele pe care le purta familia Ceaușescu, ele erau executate acolo și, nu în ultimul rând, erau împachetate în niște cutii spectaculoase. Îi cunosc garderoba cap-coadă. Spuneți-mi, vă rog, e trist să pui o lână pură și un cașmir peste o femeie aproape rurală care își ține așa mâinile pe pubis tot timpul și zâmbește înțepat? De acord. Eu am cunoscut-o și altfel pe Elena Ceaușescu și știu că acum se va naște o mare, da, pentru... Exact. Voiam să vă previn că e absolut insinuant ce îmi propuneți. Dar tocmai de aceea ați vizualizat-o poate greșit sau doar în anumite momente ale vieții. Aștept să rectificați, da. Într-adevăr, s-au întâmplat lucruri delicate sau hilare. Erau la o prezentare cu Larisa Gorbaciov, în care probabil era obosită și a dormit. Nu cu hilar, asta este, pe care doamna Oricum avea și o vârstă, era solicitată. Doamna Gorbaciov a observat acest lucru și a zâmbit în colțul gurii, dar nu erau chiar atât de răi. Asta vă spun eu. Din punctul de vedere al unui om care a cunoscut familia Ceaușescu foarte bine. Da, respect asta, tocmai pentru calitatea dumneavoastră de martor din proximitate. Da. Și am și alte repere. De pildă, știu bine că Elena Ceaușescu și consortul ei admirau foarte mult cuplul Nixon. Ori asta e deja un apetit, da, e o viziune. E o orientare despre cum să te porți, cum să te îmbraci, dar asta ar fi o poveste paralelă. Dar să nu credeți atât de mult în povești. Oamenii au creat, au croșetat de-a lungul timpului povești în jurul personajelor și același lucru s-a întâmplat și cu familia Ceaușescu. Era inevitabil. Da, categoric. Sunt mitologii urbane pe care le cercetez, le ascult, le consider doar păreri, pentru că dacă le-aș fi crezut până la capăt, nici n-ați fi fost aici la mic dejun. Nu, eu vă spun doar ce știu, mi-asum ceea ce spun, dar până la un punct, categoric. Dar unele sunt simple povești sau... Întrebați-mă de fashion și de lucruri legate de familia Ceaușescu, pentru că, într-adevăr, știu să vă spun multe și chiar și de atitudinea ei dincolo de ceea ce au văzut românii, de cei 22 de milioane pe vremea aceea. Totuși erau oameni, totuși se purtau ca niște oameni, chiar dacă aveau titulatura de dictatori. Direct și strict. A, da? Asta e. Și am să vă spun aveți, și povestea. Aveți admirația mea pentru această poveste. Confesiune. De fapt, nu este o poveste, este o realitate. Sunt câteva persoane cărora le datorez câte ceva. Vedeam la IATC, Institutul de Teatru. Am cunoscut-o pe Bianca Brad, de care m-am îndrăgostit îngrozitor. Mi-a spus ea însăși că a fost o idilă extraordinară. Este o femeie și va rămâne o femeie specială pentru inima mea și frumoasă în ultimul rând. M-am îndrăgostit de ea. Ea mi-a propus să merg să dau un examen, pentru că era un adevărat examen, să intri, să ocupi un loc. Era după trei eșecuri, primul sau al doilea sublinie, la actuala Foarte Academie de Teatru. Foarte documentată sunteți. Mulțumesc că mi-ai ridicat tot timpul la fileu și am mers acolo. Am dat timp de 3 săptămâni niște examene mai grele decât cele pe care le-aș fi dat la o facultate. Hai să precizăm, conta foarte mult dosarul bun, să știi limbi străine. Mai multe limbi străine.
atitudine. Atitudine. Știa România comunistă ce înseamnă atitudine? Probabil știa. Din școala Zinei Dumitrescu. Nu a vrut să seamănă încă un contact cu școala Zinei Dumitrescu. Toată lumea crede că eu sunt ceea ce sunt datorită Zinei. Nu, pe Zina am cunoscut-o după. Nu, eu cred datorită că sunteți ceea ce sunteți datorită lui Versace. Iubiri, Dana Obșitalu. Da. Ea m-a introdus la Casa de Modă Venus și apoi am avut mai multe colaborări cu Casa de Modă Venus, UCCOM, Adesgo și așa mai departe. Primul meu pas făcut în lumea fashion-ului a fost centru de cercetare. Grație Biancăi am ajuns acolo, am dat acel examen. Pe ultima 100 de metri m-am înscris și am fost chiar certat de doamna Simona Vlanga, de care vă vorbeam mai devreme, cea care mi-a fost mentor. Și apoi a urmat tsunamiul, pentru că deși acolo luasem nota 10 primul, în momentul în care am mers la biroul de cadre să mă angajez, au constatat că nu am buletin de București. Tatăl meu era bucureștean, mama mea nu, dar nu aveam buletin de București. Și era o mare problemă că nu puteam fi angajat, deși eram primul. Și toată lumea mă... Și cum s-a rezolvat asta? Fosta ministra industriilor, doamna Fluxă, pentru că și-a dorit foarte tare să fiu în acea echipă, am avut noroc. Și în 24 de ore, printr-o semnătură a doamnei Elena Ceaușescu, am obținut acel buletin de București și am fost angajat ca model. E o poveste aproape senzațională, mă bucur că o știu, probabil în exclusivitate sau în cerc restrâns în orice caz. Și într-adevăr, de la numai 2 luni am plecat în Germania, unde am obținut un premiu fabulos, cel mai bun și cel mai rapid manechin european. Asta era cât? 86? 85? 86? Frankfurt sau Leipzig? Nu Leipzig, mai știu. Da. Leipzig. E adevărat că apoi, la fiecare prezentare la care doamna Ceaușescu venea, spunea, vreau să-mi ofer flori, Cătălin. Bine, și asta cu florile era un ritual, pentru că să poți oferi flori, trebuia să arăți într-un fel, să fii cu analizele la zi, să n-ai nici măcar o undă de microb, de gripă sau de răceală. Vă făceau analizele? Tot timpul. Și asta vă spuneam, că orice mișcare mai bruscă, dusă la buzunar sau cine știe unde, era taxată, pentru că se presupunea că poți să scoți un revolver sau un cuțit. Noi îi vedeam așa cum vă văd pe dumneavoastră, deci defilam până la nivelul unui podium care se apropia cam așa. Da, înțeleg. Da, o experiență extremă, pentru care vă invidiez. Pentru că eu am vrut cândva să fac un interviu în exclusivitate cu un ex-președinte al Iranului și aproape am reușit. Dar tocmai această proximitate mi-a scrântit piciorul, pentru că s-a considerat că sunt prea guralivă pentru un spirit oriental. Mergem mai departe spre anii 90, cu voia dumneavoastră, la Institutul European de Modă de la Milano. De ce vreau asta? Pentru că și acum, recent, în urmă cu 3 săptămâni, când m-am uitat la colecția asta extraordinară, Spirit of India, la sfârșit, când au venit toate manechinele spre dirijorul lor, mi s-a părut că ținuta, prezența, look-ul mă duce spre regretatul Versace, în acea combinație cu vestă deschisă și nu știu ce era, dacă era un smoking sau doar un sacou, negru peste culoare deschisă, dar a fost o imagine luminoasă a lui Versace de la sfârșitul anilor 80. Așa am citit-o, poate mă înșel. Versace pentru mine a însemnat foarte mult. Faptul că mi-a fost profesor și apoi mi-a oferit șansa să fac practica în atelierele Versace din Via Gesù, din Milano, a însemnat pentru mine așa mai mult decât o șansă. Însemna așa, un Versace care crease costume pentru Donizetti, lucra deja cu Madonna, lucra era cu... Era creatorul porțelanului Rosenthal, cel mai vândut la ora aceea. E printre puținii care a luat Oscarul de la American Fashion, ceea ce da, exact. E aproape un Oscar de film.
era complet și complex, făcea mobilă, făcea accesorii, tot. Știa antichitate greacă și spunea cu promptitudine, aș face totul pentru corp, tot ce-i trebuie, corpului mă interesează. Era un perfecționist și, apropo de antichitate, și-a pus amprenta inclusiv pe sigla lui, celebra Medusa, cu care a vândut foarte tare și cu care Donatella a încercat să-l caroteze după ce a murit. Hai să spunem, Donatella e sora lui. În familia Versace au fost oarește mici disensiuni și întotdeauna Donatella a fost pe planul 2. Gianni era cel care o umbrea puțin. În momentul în care, din păcate, el a dispărut, ea a preluat fruiele și a vrut să demonstreze că este mai bună decât el. A exclus Medusa, ceea ce vindea cel mai tare. O mișcare greșită, după părerea mea. O mișcare greșită, pentru că vânzările au scăzut foarte tare și a dat seama, pe urmă, a introdus-o doar pe jumătate, tot ca să nu fie ca el, iar într-un final, spunând în ultimii 2-3 ani, a introdus-o total, așa cum era înainte, și vânzările au crescut. Dar, din păcate, familia Versace s-a rupt în multe bucăți. Cred că totdeauna în siajul modei care se ocupă nolens volens de frumos, că toate războaiele lumii pornesc de la frumusețe, nu de la bani, nu de la putere, astea sunt secundare, după părerea mea. Și atunci, care este lecția ilustră pe care o dețineți încă de la acest maestru pentru care mulți omologi ai dumneavoastră ar da orice să-i fi stat în preajmă, că a murit în 97, cum știm. Eu, după ce mi-am făcut stagiul în atelierele lui, am mai avut o șansă oferită de el, pe care, din păcate, spun acum din păcate, pentru că poate ar fi trebuit să o accept. Mi s-a propus, alături de încă doi studenți, doi elevi, să rămân să lucrez pentru atelierele lui ca și designer, colaborator. Eram foarte tânăr și în același timp doream să revin în România, să arăt că sunt bun, că pot, și am refuzat. Poate, zic poate, că nici acum nu sunt foarte sigur. A fost și o tresărire de orgoliu, sincer. Cred că da. Cred că Dar și de siguranță de sine, nu? Știu că m-am întors în România și am pus bazele primei case de mode private din România. Este vorba de Casa de Mode Europa. Câteva dintre show-urile acestei case de modă. Neînțelese de altfel la vremea aceea. Extravagante pentru moment. Pentru că le puneam în scenă pe baza unei povești. Lumea nu știa că afară deja se făceau show-uri gen poveste cu un story. Da. În România show-urile însemnau o pasarelă pe care se defila și atât. E bine, eu am pus în scenă astfel de show-uri și la început lumea s-a uitat destul de sceptic la mine, pentru că aveam o altă școală. Mai târziu toată lumea m-a copiat. Știu că sunteți, dacă nu singurul, printre foarte puțini care se ocupă de stylingul integral al unei colecții. Pantofi, accesorii, regie, sunet. Da. Fără lipsă de modestie, sunt singur. Cu India asta, India dusă la New York. Pentru că mie, uitându-mă la toate manechinele, cu ajutorul excelenței sale Jinga, am văzut asta aproape în exclusivitate, și uitându-mă, mi s-a părut că sunt așa intergalactice, că sunt niște păsări brâncușiene, niște fluturi. Unde era India acolo? Nu puteam să fac o colecție pur indiană, pentru că n-ai cum. Fac iar o paranteză și probabil mulți nu o să fie de acord cu mine, pentru că mă leg de IA, celebra IA românească. Da, facem prezentări de IA românești, dar nu punem pe scenă doar niște. Trebuie să fie un touch. Așa s-a întâmplat și cu India. Exista un touch în haine, în culori și, în ultimul rând, în punerea în scenă. Muzică, proiecții adevărat, și așa mai departe. Adevărat, asta am simțit din prima. Ați văzut că foarte multe fete aveau acea parte dintr-un sari stilizat, așa acele eșarfe ale unui sari stilizat, acele materiale aurii sclipitoare. Și opulența părului, opulența, exact, care e numai acelor ținuturi. Pana de fazan pana exact. de păun, aparțin Indiei. Sunt amulete în India. Exact, sunt simboluri protectoare, dar ajungem și la asta.
Și atunci, de acolo, Spirit of India. Sunteți de acord cu ceea ce mi-a spus un celebru bijutier de ună zi? Este așa, când văd o femeie, mă uit la ea și știu ce ar trebui să poarte. Vi se întâmplă asta? Categoric, tot timpul. Cu alte cuvinte, visați uneori ca Bucureștiul ăsta despre care ați spus că e un imens pat care nu-și schimbă prea des cearșafurile să fie îmbrăcat de Cătălin Botezatu, sau nu? Într-adevăr, ne bălăcim într-o promiscuitate continuă, dar asta este o altă discuție. Pe ați alimentat-o, că dacă mă gândesc la câte show-uri de noapte v-am văzut cu diverse prințese... Face parte din viața noastră. Trebuie să ne asumăm și mai ales noi bărbații. E adevărat că în ultima parte femeile sunt mult mai prezente. Din acest punct de vedere ne-au surclasat. Oare? Pentru că știu femei care sunt aproape victime ale modei și care au început să se îngrijoreze pentru faptul că bărbații se uită mai mult decât ele în oglindă. O, Doamne! Chiar o colegă de-a mea și chiar prietenă, și chiar dacă mi este foarte bună prietenă, n-am putut să n-o taxez. De ce se spune Lolita în lumea modei? Nu știu. N-am întrebat-o niciodată și n-am avut această curiozitate. Ideea este că, ca și bărbat, nu văd nimic greșit să nu te îngrijești. Nu cred că o femeie își dorește în pat sau alături de ea un bărbat care să nu miroase frumos, care să nu fie tuns corect. Doamna în speță își punea problema că se bate pe oglinda de la baie și că nu mai are loc de programări la un salon de frumusețare din cauza unui bărbat. Îmi spuneți așa, motivând, și sunt de acord, recunosc. Bărbații se îngrijesc, precum femeile, pentru că lumea are nevoie de învingători, de idoli, de persoane perfecte care nu își arată tristețile, neputințele. Și atunci cum să facem asta decât sub o carcasă poleită? Tendințele anului 2015-2016 la toți marii creatori, dar fără niciun fel de rezervă, de la Dior, Chanel și așa mai departe, sunt către această garderobă unisex foarte efeminată. Și dacă stăm să ne întoarcem în timp și în istorie, ceea ce colega mea nu a avut timp să o studieze, dacă mergem la romani, acea rochie pe un umăr, da, era totuși... Toga romană era un accesoriu efeminat. Foarte efeminat. Da. Hai să ne amintim de asta și să ne gândim, bine, acum nu o să fiu de acord că, sau nu o să mă vedeți mâine purtând fustă sau rochie, Doamne ferește, dar atâta timp cât aceste mari case de modă lansează un trend, înseamnă că se va întâmpla ceva și cu siguranță vă spun eu că în câțiva ani se va întâmpla ceva. Sunt sigură că se va întâmpla, se întâmplă de fapt. Ați văzut puloverele acelea lungi, asimetrice, pantalonii aceia lălâi, totul nu-i poartă. După părerea dumneavoastră, un mare creator de modă, așa cum sunteți, mai mult decât un creator, un trendsetter, poate să îmbrace și o privighetoare și o bufniță? Categoric. În asta constă maestria, pentru că creatorii de modă nu trebuie să îmbrace doar manechine. Se face o prezentare de modă pe femei frumoase pentru că așa s-a împământenit și trebuie să vezi acel produs pe o femeie, să spunem, cu niște forme. Dar provocarea adevărată pentru un creator este să îmbraci orice fel de formă. Clientele mele, în proporție de 90%, sunt femei cu alt fel de forme. Sunt femei minione, sunt femei foarte înalte, sunt femei cu forme mai plinuțe sau grăsuțe, nu-i nimic grav în asta. Și atunci trebuie să știi să îmbraci. Și întorcându-mă la întrebarea pe care mi-ați pus-o mai devreme, da, în momentul în care îmi intră pe ușa atelierului o femeie, știu exact cum trebuie să o îmbrac. Chiar dacă ea a venit cu o idee, eu trebuie să o combat și să-i spun că trebuie să se îmbrace în așa fel încât să arate bine. Pentru că sunt foarte multe femei cu forme care vor să se îmbrace în lucruri murlate. Pentru că așa se poartă. Da, dar nu pot să le las. Dați-mi o părere de expert, vă rog. Care sunt cele mai frecvente greșeli, aproape stânjenitoare, pe care femeile din România le fac de dragul modei? Oh, de la o zi la alta, văd femei care se urâțesc, care în loc să se facă frumoase, se urâțesc, care folosesc botoxul peste măsură, care folosesc silicoanele peste măsură. Nu sunt un ipocrit, îmi plac astfel de femei. Recunosc, dar cu o limită. Greșelile majore ale acestor femei, ale generației acestea, sunt faptul că apelează
în permanență la un doctor estetician. Merg o dată, apoi de două, de trei, ca la un tatuaj. Faci un tatuaj, până nu te mai oprești. Numai că tatuajul nu este atât de dăunător ca și urâțenia de care au parte aceste femei. Când merg prin locuri publice, prin cluburi, pentru că, din păcate, am o afacere care dezvoltă și o astfel de activitate, văd femei urâte, cu buzele, scuzați-mi expresia, ca două băști. Cu știu această sintagmă, v-am lăsat să o spuneți singur, pentru că tot încercând să găsesc definiții pe care le-ați dat modei, am găsit una foarte carnală, în care transcrieți: moda pentru mine e o amantă perfectă. Da, cred, niciodată. Și îmi place mai mult amanta asta pe care trebuie să o modelez decât o amantă siliconată și cu buzele ca două băști. M-am îngrozit. Și să nu mai vorbim că este o amantă perfectă, care niciodată nu m-a înșelat și întotdeauna mi-a dat satisfacții. Dar de ce o amantă și nu o iubită sau o nevastă? Relația cu nevastă se stinge în timp. Iubirea este trecătoare, este efemeră. Cu amanta pot spune că, deși poate e pasageră, dar o schimb, e o chestie nouă, tot timpul trebuie să fie ceva nou, ca și o amantă. Ați schimbat viața multor curtezane și amante până la această vârstă? Da, și am schimbat-o în bine. Pot spune că mi-am pus o amprentă pozitivă. Sunt sigură, e un palmares sau doar o întâmplare? Nu sunt adeptul carnețelului în care notez cu X și 0 redutele câștigate. Este dorința de a transforma oameni, de a le face bine, și mă mândresc cu foarte multe femei, cu foarte multe persoane care au ajuns departe datorită mie. Eu nu știu decât două splendide la care mă uit din când în când atunci când e vorba despre marca sau brandul, să o spunem, Cătălin Botezatu. Vanessa Williams și Angela noastră Gheorghiu. Da, două dive la... La două extreme, să mă rog, la două opțiuni. Angela Gheorghiu pentru mine reprezintă maximul, aș putea spune. În primul rând că este româncă, de-a noastră. Și în al doilea rând, sau cel mai important, în faptul că are o voce extraordinară. Am fost mândru de ea când, în fața unui public extrem de elitist, în fața președintelui Obama, a cântat, există și înregistrări, într-o rochie Botezatu. Ea, la sfârșitul acestui concert, a fost apreciată pentru rochia pe care o purta. Da, și știam pentru, această secvență. V-am adus pe ocolite la ea, voiam să o spuneți singur, dar trebuie să-mi răspundeți prompt la asta. Vă imaginați câteodată, asta ar fi, după mintea mea, un vârf de glorie, că Michelle Obama poartă underwear Botezatu? De ce nu? Cred că și Michelle Obama poartă underwear și dacă probabil aș fi fost cetățean american, i-aș fi trimis la Casa Albă un set frumos împachetat de lingerie. Deci nu o rochie, niște desuri. Da, niște desuri. Eu sunt sigur că și președinții de stat și soțiile firește că e așa. Au am vrut tot doar felul să de fantezii. Am vrut doar să știu în cazul... Să nu fim ipocriți. Nici n-am vrut asta, am vrut doar să înțeleg. Nu, vorbim în general. Oamenii în general sunt ipocriți și românii spun, sau românii spun, vai, eu nu fac asta, vai, tu ești primul sau al doilea. Hai, am 50 de ani. Nu mai pot fi păcălit atât de repede. Tocmai pentru această jumătate de veac, propun să intrăm împreună în capitolul mitologii personale, că asta îmi place de mor. Adică, aici ar fi superstiții, amulete, ce ziceam mai devreme, simboluri, frici, pentru că o mitologie stă vrând nevrând și pe un fundament de frică. Ce nu faceți înaintea lansării unei colecții și ce faceți? Sunteți un om credincios, am intuit, dar nu sunt sigură. Până la un moment dat, grație familiei mele și mai ales a mamei mele, care cred eu că mi-a dat o educație extraordinară, spartană aș putea spune, cred într-un Dumnezeu al meu, ca să vă răspund la întrebare. Este un Dumnezeu permisiv, flexibil. Nu pot să cred ceea ce s-a scris doar pentru că cineva a scris ceva la un anumit moment dat. Și știți de ce? Pentru că am călătorit foarte mult și am văzut foarte multe lucruri. Și nu pot să fiu orb. Dacă aș povesti tot ce am făcut, dacă aș povesti că am băut, eu știu, ayahuasca în Peru și că cineva cu puterile magice, adică un șaman, m-a trecut într-o altă dimensiune, poate că aș demola multe mituri, mai ales al unor oameni în vârstă care cred în ceva. Nu sunt cel care
poate să facă asta. Nu sunt un impostor care apare la televizor sau care ia banii oamenilor spunându-le că îi trece sau că îi face fericit, da, sau că se poartă de înger, sau că se poartă sau, roșul și asta aduce noroc în dragoste. Sau care, îi educă spunându-le ce înseamnă familia când ei nu au familie. Nu pot să fiu un impostor adunând în săli oameni amărâți care își aruncă ultimii bani sperând că vor învăța de la mine ceva. Nu, de la mine n-au ce să învețe. Nu pot să învăț pe nimeni nimic. Abia mă învăț pe mine. Abia pot să asimilez și să absorb ceea ce mi se dă. Și dacă vă rugați din fericire aceluiași Dumnezeu din totdeauna, înseamnă că toate aceste accesorii, diamantele pe care le purtați, sunt și accesorii perisabile. Sunt fashion. Și atât? Atât. N-au nicio valoare. Dacă mâine mi-a spune cineva, dai la schimb tot, absolut tot, bogăția, tot, în afară de cea spirituală sau ce am văzut vizuală, în favoarea fericirii, aș da tot. Și aș mătura pe aici, prin această curte. Prefer să fiu fericit cu o persoană pe care o iubesc, dar și să fiu sărac. Știu că toată lumea o să spună, dar le ai pe toate, ce știi tu ce înseamnă să fii sărac? Cred că știu, am citit, am văzut. Am văzut oameni săraci. Am fost în India, am văzut ce înseamnă sărăcie din aceea luce, am văzut cadavre, oameni care mureau pe stradă, știu. Cum vă vedeți în următorii 10 ani? Sunt acel Carl, pur sânge, care niciodată nu aleargă pentru a câștiga o cursă. Și pentru a fi în formă. Mi s-a părut, ci pentru a-și întreține formă. Mi s-a părut cam enfatică această declarație și de asta n-am amintit-o. Dar acum sunteți de acord să facem un test? Orice vă considerați un intuitiv și un senzorial? Da. Și atunci, stând față în față cu mine, pentru prima oară, nu știu dacă și singura, care ar fi prima mea opțiune dacă aș deschide internetul și ar trebui să cumpăr ceva de pe Cătălin Botezatu Store? Cu siguranță ați cumpăra un produs destinat bărbaților și aceea ar putea fi o cămașă. Serios? Credeți că aș cumpăra o cămașă bărbătească? Da. Dar dacă aș cumpăra... Și știți de ce? De ce? Pentru că cămașa aceea bărbătească n-ar trebui să o dați neapărat cadou unui bărbat. Știu, îl considerați accesoriul cel mai sexy. Senzual, de da. Acord. Ce poate fi mai sexy decât o femeie îmbrăcată într-o cămașă și care să meargă cu picioarele goale printr-o casă, așa, o podea de marmură? Eu aș pune și alte opțiuni, dar nu asta e. Ăsta e subiectul discuției, pentru că ați ocolit cu grație întrebarea dacă aș alege ceva pentru mine, totuși, că eu mi-am găsit, am deschis și mi-am cumpărat chiar aseară. Care credeți că ar fi acel accesoriu? Gândiți-vă 30 de secunde. Între timp eu o să țin audiența de vorbă. M-a spus într-o mare dificultate pentru că am foarte multe produse pe acel site și chiar nu știu ce v-ați cumpărat. Să vă spun? M-ar onora să fi cumpărat o lingerie. Vedeți, asta este diferența dintre un designer și un jurnalist, pentru că dumneavoastră erați concentrat să dați bine la televizor, ceea ce e meritoriu. Eu eram concentrată să văd detaliile. Adică, sunteți singurul interlocutor al meu, campion, care a venit cu ochelari negri, singurul care și-a controlat cadrul, singurul care are mai multe diamante decât mine azi. Și știți ce mi-aș fi cumpărat? Dacă erați un pic atent, ați fi obținut 10 puncte la testul ăsta. Niște mănuși. Da, nu știam că le mai am încă pe site. Sunt unele albastre trăsnet. Îmi pare rău, dacă le comandam alaltăieri, eram asortată azi. Astea nu sunt de brand, dar sunt create pentru mine. Mănușile, din păcate, știu că s-au terminat și că urma să intre din nou. Sunt acolo. E o pereche albastră, da. Din păcate, măsura 8 și nu 7, cât îmi trebuie mie. Și mi-am cumpărat-o așa. Cunoașteți această meteahnă, nu? Când femeile își cumpără pantofi mai mici sau un pic mai mari, pentru că îi iubesc pe ăia. S-au dorit să umblați cu mănuși, în general. Da, cred că... Da, ați observat, nu? Acest mic truc. Toate au degetele tăiate. Da, deci, chiar și în colecția mea o să găsiți tot felul de ciudățenii în ale mănușilor, pentru că ori au degetele tăiate, ori sunt fără partea de sus, acoperă doar cele 4 degete. Da, data viitoare am să fiu mai atent. Deci ați fost un pacient, ca să zic așa, agreabil și foarte reactiv pentru cineva care poartă mănuși cu degete incomplete. Vă mulțumesc astăzi. Eu vă mulțumesc pentru și invitație. Și aștept oricând pentru motivul unei noi colecții, la fel de încântătoare precum aceea despre care am vorbit acum, și veți fi oaspete din nou. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Okay. Am descoperit alt om.
Da? Pentru că dincolo de creator am descoperit un om extrem de... Să știți că ăsta e clou emisiunii noastre. Și mai e ceva, mai e ceva, e săgetător. Normal. În sfârșit, da? Aproape toți invitații noștri au fost scorpioni, adică Daniela. În sfârșit, da, mă înțeleg bine cu scorpioni. Da, da, da. Și eu. Eu cred că are ascendent în scorpion după manifest. Leu. În leu. Da. În leu. Că eu am și casa tot în leu am ascendent. Da. Da. Incredibil. Eu am casa puterii în leu, deci se leagă. E incredibil. A fost ok? Foarte bine. Deci n-am respirat.